Câteva versete, începând de la versetul 9, Romani, capitolul 12, versetul 9. Dragostea să fie fără prefecătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Să ocupăm locurile. Știu că textul acesta ar putea fi sursa unor zeci de predici. Pentru că fiecare frază, fiecare propoziție de aici conține așa o bogăție extraordinară. Fiecare propoziție din cuvântul acesta scris de Apostolul Pavel ar putea fi subiectul unei predici. Aș vrea însă să aleg din versetul 12 doar propoziția aceasta: bucurați-vă în nădejde. Bucurați-vă în nădejde. Așa cum spuneam înainte, avem un nou președinte, America are o nouă speranță, nu este așa? Noi nu putem trăi fără speranțe. Nădăjduim mereu la mai bine, la progres, la fericire. În momentul în care nu mai gândim așa, nu mai dorim ceva mai bun, în momentul acela noi ne pregătim de moarte. Când omul și-a pierdut speranța, când omul și-a pierdut nădejdea, nu i-a mai rămas nimic altceva decât moartea. Cât de realistă oare este speranța aceasta pe care America și-o pune acum într-o nou președinte, într-o nouă formulă politică? Care sunt premizele care ne fac să ne bucurăm în nădejde? Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu este Dumnezeul nădejdii. Dumnezeul nădejdii. În Romani 15 cu 13, Apostolul Pavel spune așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde, tari în nădejde. Nădejdea noastră nu se poate lega de un partid politic, nădejdea noastră nu se poate lega de o personalitate umană, nădejdea noastră nu se poate lega de un sistem, eu știu, politic, dacă vreți. Când ea se leagă de aceste lucruri, urmează întotdeauna deznădejdea, întotdeauna descurajarea, întotdeauna dezamăgirea. Dar dacă speranța noastră vine de la Dumnezeul nădejdii, atunci noi putem să fim tari în nădejde, să fim tari în nădejde. Vă spun sincer, nu vreau să cad pe mâna unui doctor care nu este tare în nădejde. Nu vreau să cad pe mâna unui doctor care nu are nădejde, nu? Vreți să cădeți pe mâna unui avocat care nu e tare în nădejde? Nu? Niciunul nu vrem. Dar ascultați-mă bine, vreți să cădeți pe mâinile unui predicator care nu are nădejde? Ar fi dezastru. Și să știți că sunt destul de mulți din ăștia care predică deznădejdea, care predică nenorocirea la orizont. Dacă citim Sfânta Scriptură, nu ne putem încărca decât de nădejde și de credință și de dragoste. Pentru că acestea trei virtuți, spune Apostolul Pavel, astea trebuie să rămână. Și mai presus de nădejde trebuie să, și de credință, trebuie să fie dragostea, care este mai mare decât toate. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel,
străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dacă poate exista o caracteristică a lumii care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, a lumii din jurul nostru, a oamenilor din jurul nostru, este exact aceasta. Sunt fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta este definiția lumii în care noi trăim. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Trăim în mijlocul unor oameni fără speranțe. Într-o lume fără nădejde, fără speranță. Suntem influențați de gândirea Greciei vechi de altădată, Greciei antice, care a influențat, de fapt, toate civilizațiile apusene. Toate civilizațiile apusene sunt influențate de gândirea greacă. Ce spuneau filozofii greci? Trecutul ne urmărește cu consecințele lui, nu putem scăpa de el. Viitorul nostru este un bun nesigur, el ascunde nenorociri pe care nu știm să le vedem, nu știm să le cunoaștem dinainte. De aceea spuneau ei să bem și să mâncăm că mâine vom muri. Asta era dictonul epicurian a lumii grecești. Astăzi este singura zi dată nouă. Trecutul ne urmărește cu consecințele lui. Viitorul este un bun nesigur, nu știm ce se va întâmpla mâine. De aceea viața noastră este o tragedie, spuneau ei. Destinul vine peste noi, implacabil, nu-l putem schimba, soarta noastră este stabilită. De aceea lumea greacă a invadat civilizația vestului cu tragedia, cu gândirea aceasta tragică. Când noi am venit în America, imediat ce am sosit aici, ca și fiecare dintre dumneavoastră, am fost șocați de o altă cultură care, în aparență, ni se părea extrem de superficială. Încă și acum sunt români care spun, domnule, americani, ăștia sunt superficiali, ăștia nu sunt profunzi, așa? Primul nostru șoc, soția fiind venită din lumea artelor, a terminat artele plastice, noi eram obișnuiți cu tragedia greacă, nu? Cu suferința, cu necazul profund, cu culorile închise a picturii europene. Și când am dat de culorile astea deschise ale Americii, am fost șocați. Noi veneam dintr-o lume în care femeile de la 25-30 de ani se îmbrăcau un negru, deja că sunt bătrâne, nu mai au nicio... Și aici găseam niște băbuțe la 80-90 de ani îmbrăcate în roz. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu astea, cu oamenii ăștia. Nu? Ni s-a părut absolut revoltător, te duceai la cimitir, găseai o plăcuță pe iarbă, nu? În care de obicei scria numai un nume, Jean, that's it, când a trăit și când a murit. Unde erau mausoleurile alea mari, domnule, nu? Cu statui, cu îngeri, cu aripile căzute, înlăcrimați. Unde e tragedia din viață? Unde e, domnule? Începeam să suferim că i-am adus pe copiii noștri într-o lume extrem de superficială, care nu o să înțeleagă marele profunzime ale vieții, nu? Tragediile existenței noastre. Oh, ne-am bucurat după aia tare mult că am scăpat de tragediile astea, nu? Că am venit într-o altă lume care gândea foarte diferit de noi. Se spune că Eminescu s-a dus la doctor și doctorul i-a spus, nu te vinde, du-te acasă. Zice, voi poeții trebuie să suferiți. Că din suferința voastră se naște arta, poezia. Ia? Arta, creația din lumea greacă, se năștea din suferință, din necazuri. Din mierea asta neagră, cum zicea Ana Blandiana, ne sugeam noi inspirația marilor noastre suferinți, nu? Poeții noștri mai aveau un singur dor, nu? Să moară pe marginea mării,
Citiți poeții români și veți fi îngroziți. Lunile trecute am zis să revin la cărțile de altă dată, mi-am luat pe noptieră Bacovia, Goga, toți poeții la rând, unul după altul. Mi-am dus repede și am aruncat. Nu mai vreau să intru în lumea aceea îngrozitoare de unde își scoteau ăștia arta lor. Noi suntem influențați de această lume fără Dumnezeu și fără nădejde. Fără nădejde și Dumnezeu în lume. E bine, ce s-a întâmplat este că dacă te duci la evrei, evreii nu și-au pus întrebările astea existențiale. Bă, există Dumnezeu. De unde s-a născut filozofia? De la greci, care nu știau de unde venim, de ce existăm și încotro ne ducem. Și când ai aceste trei întrebări, faci filozofie. Toată filozofia se ocupă de aceste trei lucruri. Evreii de la bun început au spus Dumnezeu la început. La început Dumnezeu a făcut lumea. That's it. Noi avem acum sarcina să ne bucurăm de această lume în care ne-a făcut Dumnezeu. A făcut-o Dumnezeu. Nu facem filozofie. Gândirea evreiască pornește de la această premiză fundamentală. Dumnezeu există, a creat această lume și ne-a dat-o nouă să locuim în ea. Let's enjoy it. Să ne bucurăm de această viață. E bine, noi trăim în America unde există această filozofie de viață iudeo-creștină. Poate că nicio altă țară din lume nu este influențată de gândirea evreiască, de gândirea iudaică, așa de mult ca și creștinismul american. De aceea America nu crede în tragedii, nu crede în durere, nu crede în suferință. Dacă a murit Katie, o duce la mormântare, a plâns, a dus flori de țet, John își pune pălăria pe urechea aialaltă și merge mai departe. La noi e nenorocire. Când a murit cineva, urmează numai moarte și suferință toată viața. Cunosc familii de români cărora a murit cineva, toată viața a fost terminată și mutilată pentru tot restul vieții, pentru că n-au putut să iasă din tragedia aceea. N-au putut să uite, n-au putut să ierte pe Dumnezeu, că de ce ei au trecut pe aici și a lăsat Dumnezeu fata lor, copilul lor, eu știu, să moară. Ori, gândirea aceasta a evreilor este gândirea unui popor al nădejdii. Dumnezeu există și Psalmul 131, versetul 3 spune: puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. De acum și până în veac. Toată istoria ta, nădejdea ta să fie în Dumnezeu. De aici să te încarci cu bucuria nădejdii. De aici trebuie să fii tare în nădejde. Dacă vă doresc ceva în anul acesta, este să vă întăriți în nădejde. Să vă bucurați în nădejde. Dacă îmi doresc mie ceva, este exact același lucru. Nădejdea în venirea Mesiei a fost nădejdea călăuzitoare a întregii istorii a lui Israel. L-au așteptat când a fost cel mai greu, când a fost suferința cea mai mare, i-au spus, e adevărat, dar vine Mesia, vine Domnul și o să rezolve problemele astea în care noi suntem. Pentru greci n-a venit nimeni, n-au așteptat pe nimeni. Pentru că ei nu știau de unde vin, nu știau de ce trăiesc și nu știau încotro se duc. Toată Europa este influențată de această gândire. De această gândire. De aceea doliul la român ține cine știe câți ani. De aceea suferințele noastre începem să le iubim. Nu? Nimeni nu suferă ca noi. Nu? Lumea de astăzi, descrisă de Apostolul Pavel, este o lume fără nădejde, o lume fără nădejde, o lume fără Hristos, o lume fără nădejde.
Imediat după primele experiențe nucleare, după bombele atomice aruncate de americani peste Japonia, după înarmarea nucleară a Rusiei, a Uniunii Sovietice, după proliferarea armelor nucleare în alte țări din lume, a venit peste lume o spaimă a unui conflict, a unei conflagrații nucleare în care omenirea va dispărea. Noi n-am prins momentele astea, eram încă în România, dar și noi, Ceaușescu făcea demonstrații în orașe, ieșeam în orașe și protestam împotriva bombelor. Nici nu știam exact noi despre ce este vorba. Dar în America copiii erau învățați cum să se ascundă sub bănci la școală dacă vine vreo explozie nucleară. Și peste America și peste lumea întreagă a plutit peste acea generație atomică, pentru că așa se numește, spaima unei distrugeri care va veni deodată, iminentă, și spaima aceasta a dus la niște consecințe îngrozitoare. Au început consumurile de droguri. S-a creat un fel de blazare. Nu are rost să mai faci copii în asemenea lume, că o să ardă toți la următoarele explozii nucleare. Oamenii au început să nu se mai implice în fapte de bine, în slujirea altora. Spaima aceasta a morții, nu? A început să plutească peste lumea întreagă. De aceea, generația aceasta se numește generația atomică. Apoi, bineînțeles că au venit profeții distrugerilor, profeții distrugerii. Apocalipsa aceea gazetărească, nu? În care la orizont vin caii apocaliptici, așa pe culori fiecare, vine norocirile, trâmbițele, potirele mâniei lui Dumnezeu și așa mai departe. Au început să apară sute și sute de titluri de cărți care au răspândit spaima apocaliptică între oameni. Frica de anticrist, de Armagedon, până nu de mult rușii erau calul ăla roșu, era Gog, Magog și așa, erau rușii. Acum când rușii nu mai sunt, avem o problemă foarte serioasă, dar nici nu e nimica, pentru că au venit alți teologi care ne spun că Islamul este, de fapt, anticristul care va veni. Și ne pierdem o groază de vreme în a înspăimânta lumea cu dezastru apocaliptic și sfârșitul ei. Contribuim noi, predicatorii de astăzi, la răspândirea veștilor rele. Apropo, Evanghelie înseamnă veste bună, nu? Veste bună. Te ridici să spui o veste bună, în numele vestei bun, și spun vești rele. Vine Armagedonul, nu? Vine sfârșitul lumii peste noi. De aceea se creează un popor fără nădejde. Poporul fără nădejde e un popor trist. Faptele noastre n-au sens. Apocalipsa noastră în care credem este, descrie lumea ca un fel de hardughie care nu mai merită reparată. Nu e așa? Așa vine sfârșitul lumii peste toate astea. Toate să ardă, frate. Nu? Și aproape că ne bucurăm că o să îi ardă Domnul pe ăștia. Ei, de aceea degradarea asta morală a lumii din jurul nostru, degradarea spirituală, ne face, ne zidește un fel de mentalitate de citadelă asediată. Noi suntem asediați aici între zidurile acestei biserici, noi suntem sfinți și neprihăniți și lumea din jurul nostru o să ardă, Domnul, într-o zi pe toată. Știți că nimic nu îi convine diavolului așa de mult ca și teologia asta, pentru că el este sursa tuturor deznădejdilor și a disperărilor din lumea asta, din acest univers. El stăpânește lumea prin frică, prin frica morții. O ține roabă ascultării de sine toată istoria. De aceea trebuie să încetăm să mai predicăm un mesaj al disperărilor, a deznădejdilor, ci să predicăm o evanghelie a nădejdii, a speranței. Să fim tari în nădejde, să fim tari în speranță, să ne bucurăm în nădejde că Domnul nostru va veni și va aduce lumii noastre binecuvântarea.
Lumea în care noi trăim este o lume fără speranță, pentru că nu are nădejde și nu are Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu. Știți că Dumnezeu spune în Ieremia 29:11 că El vrea să dea un viitor și o nădejde copiilor săi. Și poate că este foarte potrivit la început de an să ne gândim la viitor și la nădejde, să le punem la oaltă pe astea două. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, spune Domnul, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Viitor și nădejde. Asta vin de la Domnul, sunt darurile lui Dumnezeu. Vreau să spun că viitorul este măsura prezentului. Cum vezi viitorul, așa vei trăi în prezent. Cum vezi viitorul, așa vei trăi în prezent. America a fost post-milenistă. Deci gândirea teologică americană, până prin 1900, așa, spunea cam asta, biserica trebuie să pregătească lumea pentru venirea lui Hristos. Va fi mileniu, noi suntem aceia care facem mileniu aici pe pământ și apoi va veni Hristos când biserica va cuceri lumea. America a fost post-milenistă. Datorită acestei gândiri a urmat progresul tehnologic, industrial, extraordinar în America, pentru că americanii au văzut un viitor luminos, au văzut un viitor glorios. Reagan, de exemplu, avea imaginea aceasta a unei cetăți de pe munte, nu? O cetate strălucitoare pe munte, asta ne așteaptă, asta facem noi în America. Și atunci toate eforturile acestei țări s-au concentrat în prezent, nu? Pentru acest viitor glorios. Dacă proiectezi oamenilor în minte un viitor dezastros, o catastrofă la orizont, nu? Un război nuclear, vin rușii, vin chinezii, vin musulmanii, ne iau tot, pârjolesc tot, nu te mai duci la lucru, nu te mai interesează nimic, vrei să supraviețuiești cumva, De ce credeți că în America au așa mare succes acum tot felul de programe din astea de survival? Nu? Preppers, să pregătesc pentru nenorocire, să pregătesc. Oamenii își construiesc buncăre în curte, nu? Își construiesc un buncăr de beton, acumulează mâncare. Anii trecuți, cine își aduce aminte de Y2K? Nu? Anul 2000, vine anul 2000, nenorocire mare, toate computerele se vor opri, nu mai curge benzină nicăieri, magazinele nu se mai deschid, nu mai poți să cumperi nimic. Lumea s-a dus și a cumpărat în neștire tot felul de lucruri. S-au golit magazinele. Astăzi, cred că primesc, dacă nu zilnic, tot la câteva zile, și reclame cu ăștia care îți vând tot felul, produse care nu se strică, care stau ani de zile în cămară, nu? Că dacă vine anticristul, nu? Tu ai fasole, nu? Eu cunosc pe cineva, s-a mutat, domnule, dintr-un anumit stat, s-a dus în California, într-o zonă de asta mai rurală, așa, pentru că acolo avea pământ și o să-și cultive absolut tot pe când vine sfârșitul lumii, nu? Bă, tu ai grădina ta, domnule, ai ceapă, praz, să vină anticristul acum, tu ești aranjat bine, nu? Modul în care vedem viitorul ne colorează prezentul, Într-o zi m-am enervat tare pe un predicator din ăsta care numai despre sfârșitul lumii vorbea și anticrist, avea și calcule, știa cam exact când vine. Nu? Și în același timp, predicatorul ăsta vindea life insurance. Mergea bine chestia asta, nu? Îi sperii pe oameni cu... Nu? Și vinzi life insurance pe partea aia. Să fie sigur oamenii că... E teribilă chestia asta. Modul în care vedem viitorul ne va colora prezentul.
Prezentul nostru ar trebui să fie colorat de bucuria mântuirii trecutului. Trecutul nostru este rezolvat. În viitor ne așteaptă întâlnirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. Bucuria acestei deveniri viitoare trebuie să-mi coloreze mie prezentul de astăzi. Nu nenorocirile la orizont. Eu nu aștept moartea, aștept învierea. Nu aștept suferințele, aștept răsplătirile viitoare. Suferințele de acum nu pot să fie puse alături de răsplătirile viitoare. În locul unei lumi corupte în care eu trăiesc astăzi, eu aștept un pământ nou, făcut după planul lui Dumnezeu, nu? Eu nu îl aștept pe Anticrist, îl aștept pe Mântuitorul, îl aștept pe Crist, îl aștept pe Domnul Iisus Hristos să vină. De aceea, pentru mine, ceea ce e mai bun și mai minunat, has to come. Trebuie să vină. The best is yet to come. Trebuie să vină ceea ce este cel mai bun. În momentul în care ți-ai pierdut nădejdea asta, ești fără Dumnezeu și fără nădejde în lume, fără speranță în această lume. Biblia vorbește despre bucuria, despre bucuria în nădejde. Apostolul Pavel spunea în Roman 12:12 și este ușor de ținut minte versetul ăsta, țineți-l minte, bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Dar prima este, bucurați-vă în nădejde. Nădejdea este sursa bucuriilor noastre de fiecare zi. Roada Duhului, vine bucuria, vine din nădejdea aceasta a întâlnirii mele cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ne gândim la Domnul Iisus, la viața Domnului Iisus, toată viața Domnului Iisus a fost o viață de bucurie, pentru că Evrei 12:2 spune așa, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. A putut să sufere crucea pentru că știa ce l-așteaptă după aia. L-așteaptă bucuria aceasta de a sta în prezența lui Dumnezeu victorios, cel care a cucerit mântuirea pentru lumea întreagă. De aceea a putut să sufere crucea, pentru că avea nădejde, avea bucuria aceasta în suflet. Gândiți-vă că oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost oamenii marilor speranțe. Numai la Avram, de exemplu, gândiți-vă la omul acesta. A fost un om extraordinar. Iată ce spune Apostolul Pavel despre Avram. Zice, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Wow! Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Avram era înconjurat de niște realități atât de descurajatoare, care numai nădejde nu-ți putea oferi. El a avut nădejde care a biruit circumstanțele. Seara spuneam că cineva a spus că viața este ca un trandafir. Petalele sunt iluziile noastre și spinii sunt realitățile vieții. Uneori spinii sunt așa de mari că ne temem de trandafiri. Ne temem să punem mâna pe ei. De ce Avram a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi? El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Romani 4:18. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 11, despre mari oameni ai nădejdilor din trecut. Am să citesc începând de la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Deci ăștia le vedeau deja, aveau o imaginație bogată, dacă vreți, deci aveau the picture făcut, unde se duc ei, așa. Le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceasta din care ieșiseră negreșit, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, nu? Dacă patria asta ar fi fost țara, mă rog, de unde au venit,
se putea întoarce, nu, în țara aceea glorioasă. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Oamenii lui Dumnezeu din trecut au fost oamenii marilor nădejdi. Au avut un viitor, în mintea lor, un viitor strălucitor pe care se duc. De aceea au putut să biruiască toate suferințele și necazurile. Dacă vă uitați în Evrei, capitolul 11, este o galerie de oameni care au suferit chinuri îngrozitoare. Și-au biruit pentru că aveau această nădejde, o patrie cerească, glorioasă, pe care ei s-au dus. Haideți să ne gândim acum la bucuria nădejdelor noastre. De unde vine ea? Din faptul că lumea asta este condusă de Dumnezeu, nu e condusă de ONU, nu e condusă de Obama, de Putin, de guvern mondial sau cine știe ce ayatollah, ok? Mi-a plăcut așa de mult o glumă acum de Revelion. Unul și-a lăsat averea la nevastă. Zice, toată averea mea, castele, mă rog, tot ce avea, las la nevastă, cu o singură condiție, să se căsătorească cu ayatollahul Khomeini. Nădejdea noastră nu se naște din oameni, din instituții, ci lumea aceasta este condusă de Dumnezeu, și Dumnezeu este Tatăl nostru. Lucrul acesta lungă orice îngrijorare, de aceea putem să cântăm odă bucuriei din nădejde în Dumnezeul nostru care vine, care vine să răsplătească și care este cu noi, Emanuel, în orice circunstanțe pe care noi trecem. Începe un nou an în viața noastră, nu? Haide să vedem cum ar trebui să întâmpinăm acest nou an vis-a-vis de lucrurile acestea pe care le-am auzit. Cum să întâmpinăm acest nou an? În primul rând, eu zic să-l întâmpinăm cu încredere. Apostolul Pavel în Filipeni 1:6 spunea: sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună va sfârși în ziua lui Iisus Hristos. Să avem încredere. Că Dumnezeu va termina ceea ce a început cu noi. Să avem încredere că Iisus Hristos își va desăvârși opera Lui în viața noastră. Ne pierdem răbdare uneori, așa-i? Vă mărturisesc că anul ăsta care a trecut am avut momente de mari îndoieli, așa, despre soarta mea, a bisericii, până când Domnul mi-a vorbit și mi-a spus așa: da, păi până acum unde am fost eu? N-am fost cu tine. Ba da, Doamne. Nu crezi că pot să fiu în continuare? Ba da, Doamne. Domnul va termina ceea ce a început cu noi. Nu o să ne abandoneze. Nu o să te lase. Nu o să te lase. Te va duce până la finalul mântuirii tale. Va fi alături de tine. Vei birui. Vei fi cu El. Lumea de astăzi este plină de tulburări și de instabilitate, nu? Ne uităm la realitățile din jur. Televiziunile de astăzi ne prezintă numai relele, numai nenorocirile, numai suferințele. Toate newsurile sunt axate pe dezastre, nu-i așa? Deschizi, eu știu, CNN, la ce te uiți, la Fox News, la BBC, eu am încercat și alții acum să văd ce mai zic ea. Toți încep cu nenorocirile. Care sunt nenorocirile cele mai mari? Nu? 39 de oameni au fost omorâți în Istanbul, acum, la un club de noapte. A intrat unul și a ciuruit pe toți. Probabil a și strigat Allah Akbar, nu? Dumnezeul lor e mare. Îi împușcă pe toți. Nu? Când deschizi televizorul, când deschizi ziarul, când deschizi tableta, telefonul, pang, știre, bombă, nu? Românii au știre, bombă. Toate, numai bombe, unul după altul la români. Numai bombe, bombardament întreg. Da. Break news.
Breaking news. Toate sunt nenorociri, toate suferințe, nu? Și te întreb, bineînțeles că de aici se naște întrebarea, păi unde-i Dumnezeu ăla bun? Ce face acolo pe tron dacă atâtea rele se întâmplă în lumea asta? Ei bine, să știți că e tot acolo pe tron. Conduce lumea asta în continuare. Eram în Chicago, am corespondat cu un tânăr român, plecase misionar undeva prin țările Orientului îndepărtat și îmi scrie imediat un e-mail foarte dezamăgit. Frate, unde a fost Domnul? Unde a fost Dumnezeu? Mi s-a furat portofelul ieri în piață, am rămas fără pașaport, fără bani aici într-o lume. Unde e Dumnezeu? Și am scris înapoi, exact în același loc e Dumnezeu ca și alaltăieri când aveai portofel. Tot acolo-i. Nu s-a mișcat de pe treaba asta, de pe tronul lui. Problema noastră este că atunci când vedem nenorocirele, ne îndoim că cineva conduce bine lumea asta. Că dacă ne-ar fi întrebat pe noi, nu? Nădejdea noastră este colegă bună cu credința. Credinciosul poate să-și pune încrederea în Dumnezeu. Încrede-te în Domnul, spune Psalmul 37, versetul 7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu fă comentarii aiurea. Când auzi veștile astea proaste, mai bine taci. Și încrede-te în Domnul că El știe ce are de făcut. Nu-i da lecții. Nu-L învăța. Toți cei ce s-au încrezut în Dumnezeu au triumfat. Apoi, cum să întâmpinăm anul nou cu consacrare? Psalmul 37, versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Spune, Doamne, nu mai știu ce să fac. Uite aici, îți încredințez viața mea ție, am încredere în tine, te las să conduci tu. Toate cheile, uite, ți le predau. Mă las în brațul tău, mă las la dispoziția ta. Mulți se ocupă de viață în puterea lor și falimentează. Puterea noastră este limitată. Trebuie să ne punem încrederea în puterea lui Dumnezeu. Ar trebui să depindem de înțelepciunea Lui, pentru că ea este infinită și să nu ne bazăm pe mintea noastră, care ne-a jucat feste de atâtea ori, nu-i așa? Consacrează-te în totul Lui, dăruiește-te totul, abandonează-te în voința lui Dumnezeu. Vei primi putere și soluțiile Lui. Cum să întâmpinăm anul nou? Cu bucurie. Domnul să-ți fie desfătarea, spune Psalmul 37, versetul 4. Bucurați-vă în nădejde, Romani 12 cu 12. N-ar trebui să fim triști, nu avem niciun motiv să fim triști. În anul acesta ar trebui să fie anul bucuriei. Bucuria care se naște din nădejde. Știți că este mai aproape de venirea Domnului cu un an? Nu-i așa? Am vorbit cu fratele meu în România și îmi spunea, măi, dar păi, așa mulți ani ai? Da, zice, uauleu. Aproape că nu mi-a spus, mai o să vin la mormântarea ta într-o zi. Nu? Nu? E teribilă chestia asta. Dar i-am spus, Doamne, stai puțin, cel mai bun de aștept să vină de acum încolo. Este extraordinar. Întâmpină noul an cu bucurie. Lasă-i pe cei triști, că sunt oameni fără Dumnezeu și fără speranță în lumea aceasta. Și apoi întâmpină anul cu curaj, cu îndrăzneală. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 1:20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Wow! Nu orice nădejde, cu tărie. Mă aștept să văd împlinindu-se și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și acum
ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Wow! Pavel spune, mă aștept ca sfârșitul vieții mele să aducă slavă și glorie lui Dumnezeu. Prin viața mea sau prin moartea mea? Pentru că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Este atâta curaj de a înfrunta viața la Apostolul Pavel. Dacă citim lista suferințelor lui, suntem îngroziți. Niciunul nu am vrea să avem parte, nici măcar de un sfert din ele. Dar el a biruit și a avut curajul acesta pentru că zice, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Asta este modul de a gândi al lui Pavel, a unui om curajos. Vreau să spun câteva lucruri în concluzie. Și numărul 1, la început de an, aprindeți făclia nădejdii. Fie anul ăsta anul înnoirii speranțelor tale. Anul înnoirii speranțelor tale. 2. Trăiește prezentul în lumina unui viitor luminos. Gândește-te la lucrurile extraordinare pe care le face Dumnezeu, le va face Dumnezeu cu tine. Gândește-te la locul în care te duci, gândește-te la răsplătirile care te așteaptă. Și trăiește-ți prezentul în lumina acestui viitor glorios. Nu lăsa să-ți fure bucuria aceasta profeții distrugerilor și a nenorocirilor. 3. Speranța îți dăruiește putere să biruiești necazurile. Nu îți garantez că nu o să ai necazuri. Le vom avea. Fiecare dintre noi avem de plătit un tol la suferința lumii întregi. Avem partea noastră din suferința umanității. Trăim într-o rasă, facem parte dintr-o rasă coruptă, dintr-o ființă care a ales calea aceasta. Și avem parte cu toții din suferințele umanității. Dar speranța te va ajuta să le biruiești pe fiecare dintre ele. Întotdeauna gândește-te la viitorul acela luminos. 4. Necazul de acum nu poate fi pus alături de slava viitoare. Nu uita asta niciodată. Toate necazurile de acum nu pot fi pus alături. Și bucură-te în nădejde. The best is yet to come. Vreau să închei cu un citat din Corrie ten Boom. Corrie ten Boom a fost o evreică care în timpul lui Hitler a suferit în lagărele de concentrare. O femeie care a supraviețuit și apoi a fost un instrument al lui Dumnezeu pentru încurajarea mii de oameni. Iată ce spunea ea. De pe țărm nu putem vedea decât o mică parte a oceanului. Stai pe plajă și vezi doar o mică parte a oceanului. Cu toate astea, știm că el există mult mai mare dincolo de orizont. Acum vedem doar o mică parte din dragostea imensă a lui Dumnezeu, câteva nestemate din colosala sa bogăție, dar știm că există mult mai mult dincolo de orizontul nostru. Cele mai bune urmează să vină. Atunci când îl vom vedea pe Iisus, față în față. Fie anul acesta, anul speranțelor, anul bucuriei în nădejde și anul în care să fiți tari în nădejde. Nu priviți la oameni, priviți la Domnul. Nu priviți la realități, priviți la viitorul acela glorios care ne așteaptă.